Constantin Enceanu, o farsă de nota 10 pentru tine. Avem cheile tale de la mașină. Te întreb de unde? Avem complicii noștri. Iar Adriana Bacmuțeanu ne-a ajutat. Atenție mare, Constantin Enceanu. El este prietenul nostru, cum te cheamă? Ionuț. Ionuț. Ionuț este din Pașcani. Da. Dar ce crezi că face? Pe Ionuț l-am găsit fix aici, lângă mașina ta. Iar Ionuț, ce se întâmplă? Am de vânzare niște cămăși pentru domnul Enceanu. Adică niște costume populare. Populare. Culmea populare e că aceste costume sunt populare, sunt chiar astea din mașina lui. Să înceapă distracția, să-i luăm cămășile lui Constantin Enceanu. Uite! Uite una! Frumos, să nu dai cu ele jos, să nu le șifonezi. Uite-te ce frumos e călcata, aranjată. Uite! Constantin Enceanu tot învățat el cu hoții, cu aurul. Acum costume populare. Ia, ține puțin microfonul să le aranjăm. Dai să nu-i luăm chiar tot. E cu joc. E doar cu joc. Le lăsăm aici, scrie Enceanu pe ele, așa că nu putem să le luăm pentru că ar bate la ochi. În schimb ce am luat? Cojoacele. Uite-le. Le cojoacele sunt la el. Cojoace, avem cojoace de vânzare. Adică tu vinzi haine și când ajungi la omul între mână, vrei să-ți dau niște haine că tu ești ăla de populară, da? Haide, baftă. Îl așteptăm pe Constantin Enceanu. Închide mașina și să înceapă distracția. Cât ai spune, ia ilicul, neamule, Enceanu iese fără să-și imagineze vreo secundă ce făcea măruța afară. Opa, ia uite-l. I-au dispărut cojoacele, iar la intersecție va găsi pe cineva care îi le vinde. Frumos, hai în portbagaj, nu lipsește nimic deocamdată. Deschidem portbagajul, avem două torturi pentru că doar este ziua noastră de naștere. Hai, Costică, la mulți ani de ziua ta, opa. La revedere, la revedere, pune hainele în mașină și ne pregătim de acțiune. Asta îi pune apă la parbriz acum. Iar mai încolo o să se întâlnească cu un băiat care vinde haine de muzică populară. Hai, Costică! Hai, Costică! După ce și-a pus hainele în mașină, s-a pregătit bine de drum și și-a completat lichidul de parbriz, Enceanu a plecat la o nouă întâlnire. La semafor îl așteaptă o mare surpriză. În fața noastră este Constantin Enceanu, habar n-are ce l-așteaptă, l-am urmărit prin oraș și-l urmărim. Mașina din față, stânga, cea albastră, este tot a noastră, acolo se găsește băiatul care vinde haine, iar noi facem o super farsă lui Costică Enceanu, pentru că în aproximativ 50 de metri o să găsească un băiat care vinde haine de muzică populară. Avem un băiat care e începător, e al treilea semafor, a treia intersecție pe care o ratăm. Sperăm să nu dea aer verde, că iar îl pierdem pe Constantin Enceanu. Hai, hai, repede, mișcă-te, mișcă-te, hai mă, hai, 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 că poți. Să nu dea verde și tu blochează mașinile alea un pic, Sorinache. Vezi că da verde, hai. Oh, nu, blochează-le, Sorin. Sorin, blochează mașinile, să stea acolo. Dă-le, pune-le stop, așa, bravo. Dă-i acolo, oprește acolo, așa, așa, oprește. Bagă-te în fața lor. Lasă-i, călaxurează lumea. Hai, că am blocat. Hai, patenci, unde te duci, bă? N-avea loc pe zăpadă. Acum a ajuns la ele, vede. A plecat. Du-te după el. Vezi, da, tașca a sesizat ceva, a sesizat ceva. Se uite, da! Se uite, stai, stai! L-a văzut, ok! L-a văzut! Aici la stopii blochez eu pe toți. După trei intersecții ratate, a patra a fost cu noroc. Constantin Enceanu a observat că lucrurile vândute de complicele nostru erau asemănătoare cu ale lui, fapt ce l-a făcut să tragă pe dreapta și să verifice. După câteva minute în care s-a controlat și a dat seama că sunt ale lui și s-a întors după vânzătorul ambulant. Ce ai, mă, de vânzare? Marfă de vânzare de la Oltenia avem aici. Da, perfect, fii atent, fii atent, Constantin Enceanu a simțit imediat că i-au dispărut hainele, o să vină aici și o să încerce să vorbească cu tine, da? Să vine să cumpărăm cu joc. Să fii foarte tare, vezi să nu-l pierzi, da? Tu vorbește la oameni, hai, baftă! Păi, serios, duci pe sală. Uite-te întâi la aia. Păi, te dau la poliție, tu de unde ai astea, deci, ale mele? Păi, ce, cum să nu-i astea, dă-mi coace, sunt ale mele. Vină coace să văd unde e, că te chem la poliție. Sunt ale mele, păi ce tragi, ce tragi de el? Vină pa, poliția, băi! Poate ce tragi de el? Ia ia-ți-l! Poliția! De unde ai, mă, hainele mele? Mi le-a adus. Chiamă la 112, chiamă unul, băi! Chiamat unul, băi! Lasă că-i bărbatii, nu puteți! Păi, hainele mele, de unde sună la mea poliția! Ia la hainele! Ce, domnule, cum ce haine? Mai sună mai poliția, cu tine! Poliția, de unde v-am luat eu hainele? Ce haine? Poliția! Sunați poliția, băi, oameni buni! Sunați poliția! De unde ce trageți, mă? Mi le-a adus cineva! Lăsați-mi haine! La poliție, vă rog frumos! Sună-l, mă, cu ăla, să vie, să vie Gică, să vie Gică! Sună la poliție, doamne, sună, te rog, să vină aici, să-l arăt eu, să-l fac vedetă! Vezi, să-ți vezi cu cine stai de vorbă! Vino coace! Ce tragi, domnule? Vino coace! Ce tragi, domnule, așa de bine? Te rog frumos, dai drumul! Sună, a sunat, doamne, la poliție! Vă rog frumos!
Uite mă, mi-a furat hainele. Uite, mi-a furat hainele. Stai așa, că ți arăt eu să vezi. Cine a furat hainele? Stai, cine ești? Cine sunt eu? Ce mă interesează? Da, nu. Păi mie mi-a adus hainele, nu le-am luat. Bine, tu stai potolit dacă ți le-a adus cineva. Păi da. Aveți răbdare, domn. Doamne, sună repede, te rog frumos. Sunați la poliție. Mi-a furat hainele. Să vedem unul la. Vă rog frumos, haideți. La 112. 112, vă rog frumos. Nu, doamne, nu. Haine, merg, Nicule. De unde ai tu? De unde le-ai? Mi le-a adus cineva. Mergem să vedem cine ți le-a adus. Păi da, mergem. Să mergem acum, să fac eu de râs. Să vină, doamne, acum. N-ai să scap, mor cu tine de gât. Mor cu tine. Să vedem de unde le-ai. Nu te, domnule, păi mi le-a adus cineva, gata, eu sunt vânzător. Vii, ești vânzător. Haideți pe partea cealaltă. Nu, aici, nu că fuge. Nu, aici, uite, bă, cu concentrația. Nu. Mi-a furat hainele din mașină. La vânzare. Mi-a furat hainele. Nu, băi, nu pleci de aici, că mor cu tine de gât. Stai, că nu plec nicăieri, băi, e bun pe semafor, ce treabă. De unde le-ai? Mi le-a adus cineva. Nu, că aici e mașina mea aici, doamne. Nu lăsa să încurc circulația 10 minute. Vine și poliția. Să-l fac vedetă un pic. Să te fac vedetă. Să-l dau o țără la televizor. Să hainele mele mi le-a furat din mașină. Ca să vadă și el ce înseamnă să-l fac vedetă. Stai o secundă. Nu fug, stați liniștit. Nu, fugi. Eu să fug. Ține-mi și mie, te rog frumos. Haideți voi acolo. Nu. Haideți până păi acolo. Nu, că fuge, te rog că fuge. Păi nu, vreau aici. Nu fug, domnule, nu fug. Păi uita mașina, aici te rog. Nu, ține de el. Am încredere că ții de el? Țin, domnule. Ai încredere? Haideți. Nu, haideți cu el, ține de el. Cu noi aici. Ține de el. Hai, mă, că nu fug nicăieri. Dacă fuge cu hainele mele, vă mănânc. Nu fuge, domnule. Nu fug, domnule. Am ajuns în covrigărie pentru că scandalul este întoi. Priviți acolo, Constantin Enceanu a blocat absolut toată intersecția și încercăm acum să rezolvăm toată treaba, să-l aducem aici în covrigărie. Habar n-are că e o farsă. Ok, haide să vedem cum facem. Băi, dar de unde ai știu că trec pe aici? Te mă sună hainele ăsta cu hainele. Da, maestre, zi. Ce mi-ai făcut, mă, mâncața și gura ta? Vine lumea să-mi ia haine. Pură-i și borseta, pură-i borseta din mână. Și fugi cu ea. Pură-i borseta și fugi cu ea. Fugi. Mama, colega, sparaua ta. Fugi în dreapta și nu mai apari, fugi în dreapta. Scandalul e întoi, Enceanu nici nu vede că suntem aici. Nu, tu ai intrat, mă, cum ai dat o mașină? Bă, nu sunteți normal. Hai să zic că hoțul mi-a furat un rând de chei. Nu, dar am furat, eu cu tot acum. N-am furat nimic, eu n-am furat. Hai să le vindem, hai. Serios că n-am furat, nu. Pe cuvântul meu, dacă nu le-am la... Vine poliția, lasă vină poliția. O vi furat alții, eu știu mie. Avem borseta. Tu dau banii. Pe ele, hai, dau borseta. Da, aveți bani în borsetă? Am bani în borsetă. Hai, vezi că poate am vreo 2500 de euro. 2500 de euro? Fugit altul cu ea. Dăm borseta, domn Coci. Care știți, dau borseta. Acum vând borsete, nu mai vând haine. Am borsete la vânzare. Am aici, mă. Ca să rămână mai aici, să... Să fiu al dracu dacă sunteți normal la cap. Nu sunteți normal. Deci ascultă-mă că nu sunteți normal la cap. Indiferent ce ați spune voi, nu sunteți normal la cap. La mulți ani, la mulți ani! Uite, dragă, ați fost, bă, nebunilor! Băi, nu sunteți normal, tu te dragi! Băi, au trebuit, au trebuit așa, mâinile grabă. Mamă, fii atent! Băi, cum am intrat în mașina asta? Mă, te mănânc! Mamă, mă muream cu el de gât! Deci muream de cu el de gât! Fii atent! Mă, cum am intrat asta mașină? Că eu am lăsat mașina închisă! Da, cum e ea, este vârcea! Mamă, mă! Că am văzut că te-ai certat cu el la tramvai! Mamă, muream cu el de gât! Mă, nu mi-era de costum! Să vină poliția! Mă, dar cum... Hainele tale? Da, mă, dar cum a intrat în mașină? Spune și mie cum a intrat în mașină! Nu știu că el nu-i cu noi! Noi am aflat că e scandal mare aici și am venit să vedem ce se întâmplă, domnule Enceanu. A chemat Ioana, da, Ioana ne-a sunat Pro TV-ul. Dar ce s-a întâmplat? Băi, nu suntem normal. Aveți ceva în borsetă că am aruncat-o de tine. Agenda cu nunțile, mâncați al sufletul. Și am vreo 3500 de euro, te rog frumos. Dacă nu sunt banii, nu știu, mi-i dai. 3500? 3500 de euro. S-ar putea să găsiți 3600. Băi, cum a fost, da? Te-ai plimbat cu mașina și ți-ai văzut imediat niște haine. Da, mă, fii atent. Am trecut pe acolo, l-am văzut pe ăsta. Da, eu am vrut să le cumpăr. Păi, de unde hainele mele? Deci, totul semnau cu hainele mele. Se nu se poate. Am oprit acolo să mă uit pe umerașe. Am oprit?
M-am dus, am văzut că nu sunt, am sunat pe ăștia de la Edno, pe Claudia. Pe Claudia nu se poate, hainele mele, eu le văzui la unul în mașină, în mână. Nu e adevărat, sunt, băi, nu se poate, băi, zic, băi, bine, vesta am uitat-o. Lasă-mă, Claudia. Am uitat vesta, zic, poate la Edno. Dar, bunda, de ce bunda? Că bunda, eu n-am îmbrăcat-o. Ce s-a întâmplat? Da, scandal mare acolo, la tramvai. Mamă, am vrut să-l omor. Pe bune, pe cuvântul meu muream cu el de gât. Mamă! Nu sunteți normal. Nu sunteți normal. Nu ești normal, băi. Bă, nu ești normal. Deci, asta înseamnă o farsă pe bune. Mamă. Cum sunt cele de la Happy Hour. Nici nu știe ce l-așteaptă. Băi, chiar nu m-aș mi-a plăcut și aici în covrigărie, când am alergat așa vreo 10 minute. Dar nu vrea să cred, băi, unii cum mă intră și pleacă, nu, nimeni nu ține. Dar știi ce mi-a plăcut? Bă, mi-a plăcut în ghilimele. Bă, nimeni n-a sărit decât ea, săraca, cu poliția. Deci eu n-aveam telefonul cu mine, vreau să sun la poliție, să văd, să vină poliția. Bă, mă zic, să vezi. Și ai văzut următoarea reacție a fost să sun pe Ana, trimite o cameră aici, dacă nu ești tu implicată. Am mirosit-o că... La mulți ani, te pup, vă mulțumesc. La mulți ani pe Costică Incean, hai să cântăm un la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani. A venit poliția. A chemat poliția, deci. Băi, tată. Bună ziua. Tată, a venit și poliția. Să trăiți. Să trăiți. Enceanu, cum a zis? Răducanu. Răducanu și Enceanu, da. Și Măruță, să trăiți. Tată, eu v-am chemat. Uite, nemernic, o să ai dat în mașină. Fura hainele. Deci, în privința asta se dă amendă de la 5 milioane la 150 milioane. Asta e ce? Asta nu mai e farsă. Deci, apelarea nejustificată la pe... Păi de unde să știe omul că e nejustificată? Că de unde să știe? Dar facem altceva, îi dăm dânsului amendă. Te rog, mulțumesc. Mulțumesc că ești alături de mine. Bravo, bravo! Unu la unu. Eu zic să oprim aici transmisia, vă mulțumim mult. De cât mulțumesc, e amenda, de la cât la cât? Mulțumesc. Nu, un pic, că n-am terminat. De la 5 milioane, adică 500 ron, până la 150, 1500. Adică pentru ce? Pentru apelul nejustificat la 112. Pe ce am sunat eu? Nu, împărțim jumate-jumate cu dumneavoastră. Stați, domnule, lângă n-am treabă. Am sunat eu? Da. Îmi pare foarte rău. Nu e adevărat. S-a apelat singur în buzunar. Domnișoara a sunat. Buletinul, vă rog frumos. Nu l-am la mine. Dă-mă borseta. El a furat borseta. Cum să vă dăm buletinul ăsta furat? Deci ăsta nu e cu noi, domne, a furat. Pur și simplu ne-am venit aici la un caz. Minute s-a spart un apartament. Îi luăm pe amândoi. Da. Hai, du-te sănătos. Și dumneavoastră, vă rog frumos. Hai. Bă, glumă. Să rămână, mulțumim mult. Domne, glumă, da. Bă, da, ce costă? Cine chema pe ăștia de la poliție? Nu, acum chiar e pe bune asta. Acestea fiind spuse... Tăi, câte am luat-o, Asta este. Nu sunteți de la mine. Doamnă, ascundeți tot. Asta e borseta? Știi ce covriș bun? Ia să vedem unde-s banii. Să rămână, aveți cei mai buni covriși, dar ne-a oprit poliția, stați un pic. N-a umblat nimeni. Băi, unde-s banii, mă? Aveți mai mult? Mă, unde-s banii? Da. Stai, lasă că sunt toți aici. Cum farsă. Ia să vedem, mai sunt 3500? Sunt, mă, sunt. Uite, mai sunt. Restul, diferența, 2900. Le-ai la domn poliție. Veniți la contabilitate. Da, întocmim, facem și fișe, vă dați seama. Pe bune că nu e cu noi. Deci îmi dați documentele dumneavoastră și dumneavoastră, domnul Măruță, vă rog frumos buletinul. Dan Negru. Da. Bă, nu mă interesează. Nu, dar serios, acum fără nicio chestie, n-am făcut noi absolut nicio treabă. Pur și simplu a chemat cineva poliția. O cunoașteți pe doamna Tatoiu? Da. Sunteți implicat? Sunteți complice cu dumnea ei? Nu. Sigur nu e cu doamna Tatoiu? Nu. Atunci e bine. Dar aflăm numărul care l-a sunat la dispecerat 112. Vă rog, serios. Nu, dar serios, a sunat cineva de pe stradă, chiar n-a sunat noi. Oricum, dăm actele și astea. Cât e amenda? 500 ron. A fost o farsă marca Happy Hour cu 500 ron amendă. Mulțumim. La valoarea ta, du-te, lasă-mă, pleacă de aici.